Bună ziua! Pentru astăzi vreau să pregătesc o prăjiturică repede, da? Fără coacere. Avem așa, biscuit digestiv sau de care vreți voi. Am 400 de grame de ciocolată neagră. Am o cremă foarte gustoasă. Așa. Și ulei de cocos, da? O să pun 2 linguri de ulei de cocos. Pentru început o să topim ciocolata, după care o să formăm biscuiței și adăugăm și crema. Puneți orice vreți voi, și lapte condensat se poate, orice vă place. Mie îmi place crema asta, că este foarte gustoasă. Și avem o tavă de silicon, o punem frumos și o dăm la frigider. O rețetă foarte simplă, dar gustoasă și făcută în casă, fără zahăr, fără, dacă mai aveți preferințe, puteți puneți o lingură de miere. Eu mai pun, dar acum nu o să pun, pentru că am crema aceasta dulce. Iată, așa am pus ciocolata și așa arată crema, da? Iată așa. Și o să topesc și pe ea la fel, da? Iată așa. Acum voi pune și crema. Practic, ea este topită pentru că în casă e foarte cald, dar nu foarte mult, 30 de secunde e suficient, da? Și punem la microunde pentru topire. Iată așa arată compoziția. Mestecăm bine. Punem 2 linguri de ulei, da? De cocos. Așa. Toată compoziția asta o vom mesteca bine și vom pune, eu mi-am pregătit tava, biscuiții, ei noi vom mesteca aici, îi vom pune, vom aranja în tavă, așa. Unul lângă altul, da? Iată așa arată compoziția. Eu n-am amestecat până la urmă, că vreau să rămână și din această cremă așa pe bucăți, da? O vom transfera în tava. Puneți o tavă de care vreți. Mine asta e 20 pe 20. Deja este foarte gustos, aș vrea așa să o mănânc. Acum sfârmați biscuițe. Puneți cum vreți, așa, așa, tapetați. Biscuiți luați 50 de grame, eu am aici 70. O să-i pun pe toți. Și iată așa. Punem tot. Foarte delicios. O să pun la fund. Apropo, această rețetă, cine e în Anglia, tapetăm așa. Poate să mai găsească la restaurantul Costco. Eu o ador, mă duc acolo, mănânc. Și e foarte scumpă. Mi se pare că 80 de grame e 3 pounds. E foarte scumpă. Și tapetăm tot așa până între tot, ca să nu rămână. Așa. Tot să fie astupat.
și la frigider cu ea. Deasupra, dacă vă place, puteți puneți nuci sau eu am să pun fulgi de cocos. Îmi place foarte mult cocosul. Acum vă pune fulgi de cocos. Așa. Și o dăm la frigider pentru ca să se întărească. Minunăție de prăjitură. Este cu ingrediente puține, fără coacere. Yummy, yummy.